Vă mulțumim că sunteți alături de noi, așa, într-un cadru destul de intim, aș spune. Vrem să clarificăm câteva lucruri și să transmitem câteva mesaje pe care noi le considerăm importante. Primul mesaj pe care vrem să îl transmitem principal domnului Traian Băsescu și liderilor ARD este solicitarea noastră de a înceta să-i mai mintă pe români. Le cerem în mod imperativ să renunțe deopotrivă la minciună și la manipulare. S-a văzut toată campania aceasta că Traian Băsescu și ARD-ul încearcă cu disperare să-i convingă pe români că România va fi marginalizată în Uniunea Europeană dacă USL-ul va câștiga alegerile. Noi spunem în felul următor, România riscă să fie sancționată dur tocmai dacă Traian Băsescu nu va respecta voința românilor, așa cum va fi reflectat în rezultatul votului, și dacă, în condițiile în care USL-ul va obține peste 50%, nu-l va desemna pe Victor Ponta premier. Declarațiile repetate prin care Traian Băsescu își anunță intenția de a nu respecta votul popular, de a nu-l numi premier pe Victor Ponta în funcție de bunul său plac și nu de voința alegătorilor, îl plasează cu siguranță în afara Constituției, dar și împotriva interesului național. Toate aceste declarații irresponsabile pe care Traian Băsescu le-a tot făcut în ultima vreme nu au făcut altceva decât să creeze neliniști în rândul liderilor europeni și să stârnească deja reacții la nivel european. Guvernele nu se numesc în funcție de preferințele de moment ale unui individ, ci în funcție de majoritatea rezultată în urma votului democratic. Interesul național este definit de cetățeni, la urne, nu de indivizi care manipulează realitatea și abuzează, așa cum face Traian Băsescu, de funcția pe care o ocupă. Este foarte clar că Traian Băsescu nu a înțeles mai nimic din lecția referendumului și din votul de blam dat de cei 7,4 milioane de români, pentru că nicăieri în lumea democratică un președinte căruia poporul i-a retras sprijinul, căruia poporul i-a spus să plece, nicăieri nu rămâne în funcție. Din acest motiv considerăm că, într-adevăr, Traian Băsescu este un pericol pentru România ca stat democratic. Noi sperăm ca măcar în al 12-lea ceas Traian Băsescu să înțeleagă un lucru. Dacă USL-ul va câștiga peste 50% din mandatele în Parlament, va trebui să-l nominalizeze pe Victor Ponta premier. Pentru că Victor Ponta a fost validat drept propunerea USL pentru funcția aceasta prin congresele reunite ale tuturor partidelor componente ale USL-ului și, prin urmare, noi spunem că românii vor alege în cunoștință de cauză. Voturile pentru USL sunt deopotrivă voturi în favoarea programului nostru de guvernare, așa cum l-am prezentat noi, dar și o acceptare a faptului că Victor Ponta va fi viitor prim-ministru. În schimb, de la ARD noi nu am văzut nici măcar o propunere de premier și asta sigur ar putea avea o explicație, și anume aceea că le este rușine să prezinte oricare dintre figurile pe care ei ar putea să le prezinte, pentru că pe cine ar putea să propună? Pe Adrian Videanu? Pe Mihai Răzvan Ungureanu? Deci numai figuri care au lăsat o impresie foarte, foarte proastă și care nu ar face altceva decât să scadă și mai mult șansele ARD-ului de a câștiga voturi la alegeri. ARD ar trebui să spună public pe cine susține pentru funcția de prim-ministru, pentru ca românii să știe cu cine se vor prezenta aceștia. În ceea ce privește votul pentru USL, într-adevăr, toate sondajele de opinie creditează USL-ul cu scoruri cuprinse între 57 și 62%. Doresc să le transmit însă românilor că victoria nu se obține decât prin vot. Așadar, Traian Băsescu poate fi blocat pe 9 decembrie doar printr-un vot masiv pentru USL. Doar așa
putem să ne asigurăm că Traian Băsescu va fi nevoit să renunțe la atitudinea sa autocratică. Și în felul acesta USL poate forma guvernul și poate continua toate lucrurile bune pe care le-a început în aceste luni. Alegerile din 9 decembrie reprezintă o continuare a luptei cu Traian Băsescu și cu PDL-ul, care, să nu uităm, a fost la guvernare în ultimii ani și au distrus România. Și așadar îi chemăm pe toți cei 7,4 milioane de români, 7,4 milioane de români, dar și pe ceilalți români care vor să pună capăt regimului Băsescu. Pentru a vă da mai multe, detalii despre reacțiile pe care liderii europeni le-au avut, am să-l rog pe colegul meu Cătălin Ivan să vorbească despre acest subiect. Eu o să discut, în primul rând, bună seara și bine ați venit. O să vorbesc despre semnalele care vin din Europa și din lume vis-a-vis de alegerile de pe 9 decembrie. Multe dintre ele demontează propaganda mincinoasă, că tot e pe bază de minciună campania asta. Toată lumea acuză pe toată lumea că minte. Haideți să mergem pe declarații oficiale pentru că alea reprezintă adevărul. S-a vorbit în ultimul timp că SPD-ul, partidul înfrățit cu PSD-ul, partidul german, ar fi rușinat de Victor Ponta și de ce face Partidul Social Democrat în România și că n-ar veni în România și parcă n-ar vrea să lucreze cu noi. Președintele SPD-ului a fost numai departe de ieri în România și a afirmat răspicat că este încântat de politica USL-ului și de felul în care guvernul USL luptă să scoată România din criză, că susține, este o declarație oficială, că îl susține pe Victor Ponta ca președinte al Partidului Social Democrat și ca premier al României și că, o să vă dau exact un citat din ce a spus Zigmar Gabriel, ca să nu fie dubii. Dorim să sprijinim partidul domnului Victor Ponta în vederea alegerilor din 9 decembrie. Ceea ce ne unește este poziția comună când spunem că o politică de austeritate nici în România, nici în Germania nu ajută la depășirea crizei economice. Deci, domnul Traian Băsescu, Monica Macovei, cei care plângeau de mila PSD-ului că este izolat în Europa în urma evenimentelor din această vară, tocmai au un motiv să se liniștească și să-și vadă de campania electorală. PSD-ul are o relație foarte bună cu socialiștii democrați din Germania. Mai mult, domnul Zigmar Gabriel spune că rezultatul alegerilor din 9 decembrie trebuie respectat de toți actorii politici, inclusiv de președintele României și în calitate de președinte al Partidului Socialiștilor și Democraților Germani, cere liderilor europeni să-l anunțe pe Traian Băsescu, să-l informeze că într-o democrație votul trebuie respectat și majoritatea din Parlament întotdeauna dă primul ministru. A fost ieri și ieșirea președintelui socialiștilor europeni, Serghei Stanișev, care se arată șocat de ultimul interviu al lui Traian Băsescu de la o televiziune din România. Spune domnul Stanișev că declarația domnului Băsescu este o amenințare flagrantă la adresa standardelor democratice și constituționale. O amenințare flagrantă. Este deja îngrijorător că a ales un limbaj deplasat și că intervine în campania electorală în pofida funcției care presupune neutralitate politică. Asta o știm cu toții, mai puțin Traian Băsescu. Dar amenințarea că nu-l va numi pe domnul Ponta este dincolo de orice limită. Iarăși un lider european care îl judecă pe Traian Băsescu pentru ieșirile sale publice total deplasate și pentru limbajul de tavernă de port. Sunt și alte voci
la nivel internațional care spun președintelui țării că e obligat să respecte votul de pe 9 decembrie dacă România este în continuare o democrație. L-a decorat zilele trecute pe Mark Gitenstein. Haideți să vedem ce spune Mark Gitenstein despre alegerile din România și despre situația politică din România. Sincer, sunt îngrijorat. După încheierea războaielor politice, vor reuși politicienii români să se întoarcă la o formă de coabitare civilizată și stabilă? Se întreba fostul ambasador al Statelor Unite, cel pe care Traian Băsescu l-a premiat, i-a dat o medalie. Păi, ce poate să însemne coabitare civilizată și stabilă dacă nu respecti voința poporului și nu ții cont de prevederile constituționale? Poate să existe coabitare civilizată și stabilă fără respectarea Constituției și a votului cetățenilor care vin pe 9 decembrie? Cum poate fi gândită o coabitare stabilă și civilizată dacă majoritatea în Parlament decide că Victor Ponta, în cazul de față, va fi primul ministru al României și tu te opui majorității din Parlament pentru că tu ești Traian Băsescu și nu vrei? Prin urmare, inclusiv prietenul lui Traian Băsescu îi spune că e obligat, dacă votul pe 9 decembrie va fi în favoarea USL-ului și toate sondajele arată USL-ul în jur de 60-62%, e obligat să-l numească pe Victor Ponta prim-ministru. Mai mult decât atât, sunt mesaje care vin lui Traian Băsescu din propriul partid. Și domnul Cristian Preda, spre surprinderea mea personală, a avut o declarație astăzi și echilibrată și în spiritul Constituției, spunând inclusiv Cristian Preda că Traian Băsescu nu are cum să nu-l numească pe Victor Ponta prim-ministru dacă USL-ul ia peste 50%. Prin urmare, toate ieșirile lui Traian Băsescu nu fac decât să ducă această campanie electorală într-o zonă de derizoriu, de primitivism politic, de scandal, poate doar în speranța că în felul acesta românii nu vor mai veni la vot. Eu sunt convins că Traian Băsescu va avea o foarte, foarte mare surpriză. Cei 7,4 milioane care au votat în vară împotriva lui vor să-l vadă plecat de la Cotroceni și vor veni la vot. Eu am convingerea că vor veni mai mulți români la vot și sunt convins că ARD-ul sau PDL-ul va primi ceea ce merită. Regimul mafiot, regimul corupt, patronat de Traian Băsescu, trebuie să primească lovitura de grație pe 9 decembrie. Întrebări dacă aveți. Răspund și la alte întrebări, nu neapărat cele legate de ce am zis. Vreau să vă întreb despre cazul domnului deputat Stan. A fost amânată discuția pentru săptămâna viitoare. Credeți că este posibil un vot în Parlament până la alegeri? Adică se poate PSD-ul mobiliza pentru un astfel încălzit? Nu cred că e vorba de PSD aici. USL-ul și poziția oficială a USL-ului este cea pe care v-am spus-o și zilele trecute, aceea că nu împiedicăm pe absolut nimeni să-și rezolve problemele cu justiția. Nu suntem instanță și nu putem să spunem nici eu, nici colega mea Ramona Mănescu, nici nimeni din USL cine este vinovat și cine nu este vinovat. Conducerea partidului, în schimb, conducerea PSD-ului va avea o discuție după ce juriștii partidului se vor pronunța în cazul, vor analiza dosarul colegului nostru, domnul Stan, și va lua o decizie. Dar deocamdată așteptăm să se pronunțe juriștii partidului. Dar indiferent de ce e scris în dosarul ăla, la ce concluzii vom ajunge noi, fiecare român, indiferent că face sau nu face politică, e într-un partid la guvernare sau într-un partid la opoziție, este obligat să răspundă în fața legii și să-și clarifice lucrurile. Bineînțeles că nu e întâmplător că apar astfel de dosare în campanie electorală. Regimul lui Traian Băsescu a fost susținut și de
foști procurori ai lui Traian Băsescu și foști procurori ai lui Ceaușescu. Vedeți Monica Macovei, un fost procuror ceaușist care a jurat loialitate veșnică lui Ceaușescu, a dispărut Ceaușescu, l-a îmbrățișat pe Băsescu și merge cu el până la capăt. Monica Macovei este exemplul cel mai clar despre felul în care Traian Băsescu și regimul său au înțeles să respecte justiția și independența justiției. Sigur că s-a discutat în partid, dar acesta rămâne atributul forurilor de conducere. Discuții există, am văzut că sunt vehiculate mai multe nume, printre care și al meu. Mă onorează faptul că cineva, partidul sau cineva din afara partidului s-ar gândi că aș putea fi un bun ministru, dar este prematur să discutăm acum, pentru că nu s-a hotărât nimic și încă sunt discuții în cadrul USL-ului. N-aș putea să dau mai multe detalii. Dar ați fi dispusă să renunțați la mandatul de europarlamentar pentru o asemenea poziție? Sau responsabil? E prematur să discutăm acum. E o discuție pe care o putem avea după ce partidul va lua o hotărâre cu privire la acei colegi care vor fi numiți sau propuși pentru diferite funcții de miniștri. Dacă voi fi o propunere și propunerea va fi oficială, puteți să mă întrebați atunci dacă voi accepta sau nu. Deocamdată sunt doar presupuneri, se vehiculează niște nume, deci nu este o hotărâre a partidului fermă în sensul acesta și nu vreau să pentru mă lasă. Pentru că doamna Ramona Mănescu nu se poate lăuda singură. Eu vă spun că poate cu ușurință să facă parte din orice guvern al României. Eu am lucrat cu dumneavoastră în Parlamentul European și știu foarte bine ce poate să facă, ce relație are Comisia Europeană, cât de apreciată este în comisiile de specialitate. Cred că ar fi foarte bine dacă ar face parte din guvern, dar discuția este mai întâi să câștigăm pe 9 decembrie alegerile, să-i vină mintea de pe urmă și lui Traian Băsescu să respecte democrația și Constituția și să nu avem un blocaj cine știe cât timp, să-l avem pe Victor Ponta prim-ministru cu noul cabinet și atunci veți ști și propunerile și portofoliile și așa mai departe. Domnul Dragă, am uitat astăzi că USR-ul este la 48%. Săracul domnul Blaga. Vă dați seama ce poate să zică să-și mai mobilizeze oamenii. Eu vin din campania electorală și acum, astăzi, vin din zona Târgoviște. Nu există ARD-ul, nu există PDL-ul, candidații lor nu-și mai fac campanie, nu mai cred în șansele lor. Prin urmare, încearcă domnul Blaga să le spună că Victor Ponta nu va fi prim-ministru, că Traian Băsescu iese disperat și spune că nu-l va pune pe Victor Ponta, că să le creeze iluzia falsă că mai au o șansă. Nu au nicio șansă. Îi știu românii, știu cine este și Elena Udrea, cine-i Blaga, cine-i Berceanu, cine-i Videanu. Știu cât au furat, cât de mult rău au făcut românilor. Ce să le mai spun? Încearcă, prin minciuni de genul ăsta, să își mai mobilizeze oamenii. Și mai am o întrebare pentru doamna Mănescu. Domnul Băsescu tocmai l-a declarat pe domnul Teodor Meleșcan cu ordinul Steaua României. Credeți că este potrivit moment pentru este sugestiv? Nu știu cât de sugestiv este. Traian Băsescu l-a decorat pe șeful SIE. Da? Deci l-a decorat pe directorul SIE. Și atât. Pentru domnul Băsescu probabil că este foarte important sau poate că a vrut să spună ceva, dar nu cred că mai are nicio relevanță niciuna dintre încercările domnului Băsescu de a
de a distrage atenția sau de a muta atenția spre alte zone. Dacă dumneavoastră mă întrebați dacă cineva din PNL se supără că domnul Meleșcanu a fost decorat de domnul Băsescu, răspunsul meu este categoric nu se supără nimeni. Domnul Meleșcanu și-a ales drumul de mult și acum probabil că a meritat să fie decorat de domnul Băsescu. Dacă nu sunt întrebări legate de ce a scris Monica Macovei pe blog, eu nu pot să o las fără să... Dar întrebați-mă, ca să fie răspuns la o întrebare. A postat o scrisoare pe care de la Comitetul Consultativ din Parlament European, prin care arată că ea nu a mințit, că ea nu a mințit de o comisie de etică. Monica Macovei niciodată nu minte, dezinformează. Și cere liderilor PSD să vă retragă sprijinul din Parlamentul European. Da, mi se pare firesc. Deci, Monica Macovei... Nici nu a fost reclamată vreodată. Pe Monica Macovei nici măcar nu pot să o acuz de altceva decât de naturalețe. Monica Macovei se comportă exact ca ceea ce este. Un procuror ceaușist, securist, care dezinformează, se folosește de virgule și de jumătăți de adevăr ca să creeze imagini false. Este o propagandistă a lui Traian Băsescu, probabil ultimul dintre soldații fideli ai regimului Traian Băsescu. Am văzut și eu articolul de pe blogul doamnei Monica. Pe blog poate să scrie orice, încă n-a făcut o conferință de presă. Probabil că o să facă și o conferință de presă să prezinte scrisorile respective. Cele două scrisori, parcă două sunt, sau este una și în engleză și în română. Sunt semnate, de fapt nu sunt semnate, că sunt trimise pe mail de un membru al Partidului Popularilor Europeni și de un membru al grupului Verzilor. Ce să vedeți, exact cei care în vară spuneau că România este în România este lovitură de stat, că în România judecătorii sunt arestați și că asistăm la evenimente similare mineriadelor. Aliații doamnei Monica Macovei din vară sunt cei care și acum îi iau apărarea. Până aici nicio surpriză. Spune Monica Macovei acolo că a mințit că ea este anchetată. Conform codului de procedură, noi nu putem să facem plângere unui consiliu consultativ, comitet consultativ. Plângerile pe care noi le facem sunt adresate președintelui Parlamentului European. Nu am aici decât pe cea a agențiilor europene de... Este rețeaua agențiilor europene. Aici este plângerea adresată lui Martin Schulz, președintele Parlamentului European, iar aici doamna Macovei poate să-și pună în ramă o colecție întreagă de semnături, una mai oficială decât alta. Sunt toate semnăturile președinților agențiilor europene. Plângerea este reală. Este înregistrată la cabinetul președintelui Parlamentului European. Bănuiesc că n-are vreun dubiu doamna Monica Macovei că noi n-am făcut plângere după evenimentele din vară. Bănuiesc că e convinsă că plângerea noastră este acolo, nu o am la mine. Președintele Parlamentului European este cel care hotărăște când convoacă acest Consiliu și când face discuții despre acest caz. Din discuțiile pe care eu l-am avut cu Martin Schulz, cu staful domniei sale și chiar și în seara asta urmează să am o discuție, am avut o discuție cu Martin Schulz înainte de conferința de presă, dar era la Dublin, în întâlnire cu primul ministru și după aceea avea încă o conferință a președinților, urmează să vorbesc la telefon în această seară. Conform codului de procedură, nu poate să facă altceva decât să convoace acest Consiliu Consultativ. Nu cred că pot eu să-i spun lui Martin Schulz să îl convoace acum în campanie electorală că avem noi nevoie să dăm în Monica Macovei. Eu nu am nicio bucurie să o atac pe Monica Macovei. Eu, dacă în viața asta n-aș fi cunoscut-o pe Monica Macovei, aș fi trăit mult mai fericit. Este un personaj sinistru care face foarte mult rău României și care ne face foarte mult rău nouă tuturor. Când va fi anchetată? A analizat cazul Monica Macovei, că nu e chiar o anchetă. Eu am depus la dosar toată corespondența legată de agențiile europene și toate minciunile Monicăi Macovei și toate minciunile din perioada
campaniei din vară de la referendum în care a dezinformat partenerii externi. Ține de președintele Parlamentului European, de Martin Schulz. Probabil că așteaptă să vadă dacă în aceste două săptămâni cât au mai rămas din campanie, mai puțin de două săptămâni, se mai adaugă și alte astfel de scrisoare ale Monicăi Macovei. Eu o invit pe doamna Monica Macovei, pentru că până acum s-a liniștită și este un câștig pentru România, o invit ca în perioada următoare să trimită astfel de scrisori otrăvite, mincinoase, cu insinuări foarte grave colegilor din Parlamentul European. Să completăm dosarul. Poate până pe 9 decembrie ne ajută să facem un dosar și mai stufos, care și așa este destul de gros. Liderii ALDE sunt tot timpul în conferințe de presă, chiar și colegii de noastră din Parlamentul European. De ce credeți că până acum Monica Macovei nu a ieșit la conferință să spună toate aceste lucruri, ci doar folosește blogul sau comunicare de presă? Pentru că blogul îi dă o mai multă lejeritate în exprimare și consideră că pe blog poate să spună cam ce dorește. Eu anunț pe doamna Monica Macovei că și blogul este un instrument de informare publică. Nu poți să scrii pe blog minciuni și dezinformări. Eu îi opun scrisorii doamnei Monica Macovei plângerea efectivă. Ea există. E datată, e semnată, e cu subiect și predicat. Este la cabinetul președintelui Parlamentului European. Să răspundă dacă există sau nu această scrisoare, doamna Monica Macovei. Nu să-și roage aliații din Parlamentul European să trimită tot felul de scrisori, că așa ne batem în corespondență. Vă asigur că și eu o să găsesc colegi socialiști care să-mi trimită o scrisoare ca răspuns la scrisoarea colegilor din PPE. Vă aduc aminte că erau lideri ai PPE-ului, precum președintele grupului PPE din Parlamentul European, care spunea răspicat că în România nu e democrație. Vă aduceți aminte? În această vară. Deci ne putem bate în corespondență. Dar eu aici opun declarațiilor doamnei Monica Macovei semnăturile celor care au semnat plângerea. Sunt foarte reale, sunt verificabile. Monica Macovei nu mai solicită să asculte în urme, aici întregului popor român, pentru că l-a solicit la publicul lor. Cumva ar trebui să ne cerem scuze europarlamentarii PSD și USL. Nu am anticipat în vară cam cât de jos poate să coboare Monica Macovei și cam cât de mult poate să mintă în Parlamentul European. Nu ne-am gândit, nu am crezut că poate să dezinformeze în așa hal și poate să facă atât de mult rău României. Și dacă ar fi personal să-mi cer scuze ca lider de delegație, îmi cer scuze că nu am anticipat cât de otrăvit poate să fie un oficial, un reprezentant al statului român în Parlamentul European și cât de mult rău poate să facă un om precum Monica Macovei, trimis de noi toți în Parlamentul European. Acum știm și nu o mai lăsăm. O invit pe Monica Macovei să facă și acum ce a făcut în vară. Abia o aștept. De data asta suntem pregătiți. Dacă nu mai sunt întrebări, poate mai scrie ceva Monica pe blog și atunci... Eu recunosc că sunt în campanie, aș fi scris și eu pe blog și aș fi postat, dar nu am avut când. Acum, ca să revenim la întrebarea noastră, de ce Monica Macovei nu face declarații de presă sau convinuiește în conferință de presă? Sigur, pe lângă faptul că încearcă ea să fie un pic mai atentă cu ce spune și cu ce face, eu cred că liderii ARD sunt foarte atenți ca Monica Macovei să nu iasă în conferință de presă. Pentru că Monica Macovei deja are, cum să zic, a adus un deficit de imagine, bine, pe lângă ceilalți lideri, un deficit mare de imagine PDL-ului, ARD-ului, și cred că sunt și ei conștienți că aparițiile Monicăi Macovei nu fac altceva decât să le scadă șansele și așa puține. Vă mulțumim mult! Mulțumim! Seară frumoasă în continuare. La revedere. Voi timp să ajungi la... Da, păi iau un taxi și mă...